Iată, aici ai ăsta mâncăciosul. În păcate, bate vântul și e destul de rece vântul respectiv. Iată, l-avem pe mâncăcios. Așa arată mâncăciosul. Din păcate, probabil o să... Uite, așa arată domnul mâncăcios. Eu îi țin încă strânși pe patru rame, n-ai ce să lași acum să se extindă, de exemplu. Știu că nu vă place, dar... Vă mai aduc niște mâncare. Vă mai sparte asta. Pare și mai populat față de ce știu eu. Asta. Mai dăm și lui. Undeva peste 10 zile, dacă vremea ține bine. E tot cald atunci. Dar dacă tot l-am deschis pe ăsta mâncăciosul, ia să văd rama care ține. Rama care ține rezerva de hrană. Ele n-au stat în baza la turte, au stat în mierea care le-am dat acolo. Și rama asta de aici, cum e plină cu albină, ia să văd cât de plină este. Nu e ramă din cuib, e ramă de după diafragmă, cum ar veni. Cuibul nu-l deranja. Am înțeles. Aici ai mai vin cu o ramă, cu mâncare. Cuibul este izolat, nu e nicio problemă. Venim cu o ramă cu mieră. Asta e mai albă, da? Ca să o văd pe următoarea. Am făcut câteva celule de mucegai aici. Polenul are tendința să mucegăiască din câte am observat. Curăța ele. Nu e cel mai benefic, dar asta e situația. Nu e o problemă foarte gravă. Ia să... Această ramă cu mâncare eu dau aici, după diafragma asta.
Ele stau foarte bine acolo închise pe zona aceea cu, cum să-i spun eu, e ca o cușcă termică făcută pentru ele acolo, ca să poată să îngrijească puietul. Și rama asta cu miere o să vină încălzită de ele și după ce o încălzește începe și o trage cât au ele nevoie. Nu e extindere, e doar le-am mai dat niște miere. Și numai la unii fac acest lucru care au nevoie. Iată așa. Venim cu o jumătate de turtă la ele, au mierea aceea. S-ar putea ca în unele zone ale țării să fie probleme cu pierdere de colonii din cauza că n-au avut acces la mâncare. Dar la câtă promovare s-a făcut acum la turte, s-ar putea să toată lumea o dat turte încă prea devreme. Așa. Acum cea mai mare problemă e să dai albina asta deoparte ca să poți să le pui turtă. Și facem așa. Mai turte și câte o albină. Asta e situația, da? Mișcând turta. Iată ce vânt urât și rece a pornit. Da. Îi pun folia și cam asta e. Asta e avantajul că folosesc aceste două folii, adică nu deschid zona puietului. Zona puietului este protejată. Oricum, întârzieri sunt, deci nu se pune problema întârzierii la dezvoltare. Și încă vremea rece nu se termină, că noaptea, când vor fi cu plus la mine aici, în luna martie să ai nopți consecutive cu minus și îngheț la sol, e destul de neplăcut pentru albini. Noi putem să stăm în casă liniștiți, da? Ele trebuie să se adapteze. Bun, eu continui cu aceste lucrări până data viitoare. Numai bine!